Și eu scudor, mândra cu dor, trâbuinear un doctor, mă, doctor să ne lecuiască. Dorul, consubstanțial legat de IE. Bună dimineața, vă dau și azi 24 iunie, ziua națională a IE-i. IA românească și eu nu mi-am luat IA, m-am lăsat-o la spălat soport la o nuntă tradițională cândva în această vară. Pentru noi în Ardeal tot timpul e ziua acestui minunat veșmânt popular. Că zice nevasta, na, mergem la cumpărături, tu ce poți să zici? IE. Și vreau să-mi cumpăr și poșeta aia. IE. Na. Așa că nimic nou pe frontul de vest. Cum sunteți, bine, ok? Mergeți la târg? Șor, Elena Udrea, săraca, a ajuns la târg Șor, acolo nu-s poșete Vuitton, stă și ea din 6 ani sau cât are, o să stea un an și un pic și după aia pe când iese, nu o să fie milionară, săraca, o să fie miliardară, că-i vinde finus-o apartamentele făcute în Cluj. Spor la cafeluță, de pe buymeacoffee.com/nicubendea, dată de prietenii mei Căciulă din Anglia și Eugen din Statele Unite ale Americii, tot ce lumea că n-am, ba am, ho, mai încet că nu dau turci. Zic și despre subiectul mileniului. Da, bravo, felicitări, David Popovici, dublu campion mondial la not la 17 ani. O să zic că cei cărcotași pe era normal, că noi românii notăm în gunoi, notăm în corupție, notăm în datorii. Trebuia să iasă și un campion. Să nu uităm că e dinamovist. Ăștia la fotbal au intrat la apă. Deci trebuia să iasă un campion de la Dinamo. În sfârșit, Resu Foci, o să zic că lumea credeam că am scăpat de el. Te salut și pe tine, Vlad. Într-o țară în care avem mai multe bazine în emisiunea lui Capatos, bazine fiind cele care dau din șolduri, da? Scoatem și noi un campion mondial. Bravo, felicitări, eu am tot zis. Ai familie lângă tine, poți să faci orice în viață. Bravo părinților, felicitări că s-au sacrificat să-l ducă acolo unde este. E un tip, eu l-am urmărit așa, foarte vesel, foarte iubitor de ceea ce face. Și când te gândești, Vlad, că se trezește la 3 dimineața să-și ia micul dejun, eu la 3 dimineața mă trezesc, mai crăp un pic ușa la frigider și mai iau ce e acolo. Nu mă strigă soacră mea, iară ți foame! Ha! De-aia nu fac eu performanță la not. Repede lipitorile au sărit, da? Televiziunile, site-urile și politicieni, chiar și Werner Iohannis s-a declarat mândru de această performanță. Noroc a venit de la Kiev. A fost la Kiev, l-a luat Macron. Macron a fost prima dată în vizită la Chișinău. Frumos cuplu, Chișinău, București, hei ho, cu Maia Sandu. Cum își dădea măiuța cu mâna prin păr și Macron... Lasă-o dracu pe babetă, ia-ți-o pe fata noastră de aici din Moldova. Îmbracă-o în ie și dă-i la vrie. Băi, da, nu, să ne încuscrim. Acum tăți vă dați filme. Tăți vă dați filme de când e Popovici campion, că și la Cluj e tiful. La deschidere. Băi, nene, e o țară de lesbiene, vorba lui Chelu. Domnul primar Boc vine aparent așa îmbrăcat într-un taior și cu consoarta de mână. Și când e vorba să zică ceva, pac, îl vezi pe scenă cu tricolorul. De unde scoate panglic? Ai vreun magician lângă el și... Și domnul Dâncu, ministru, de când suntem cu războiul aproape, crede că e Tom Cruise, că era cu gecuțe de Top Gun la zonă deschidere la TIF. Băi, nu mai știu cum se îmbrace. S-au pupat, s-au îmbrățișat cu Boc, grupul de la Cluj, ce se face? Măcar Kirilov a fost constant, el a venit îmbrăcat ca de obicei, într-o rochiță, nu, că rochița a doua zi a purtat, într-o pălăriuță verde, totul verde fosforescent. Bă, ăla eu, nu ca voi. Cum bate vântul, așa vă schimbați opțiunile. Sănătate multă, cafea bună de pe buymeacoffee.com/nicubendea. We'll be right back.